Consiliul Local al Municipiului Câmpina a pregătit 350.000 de lei din buget pentru acordarea burselor școlare. Datorită noii legi a educației, mai multe categorii de elevi primesc o sumă de bani ca răsplata eforturilor depuse și a rezultatelor deosebite la învățătură. Este pentru prima dată când se acordă elevilor din Municipiul Câmpina burse de studiu și burse de merit. Bursele de studiu se acordă pentru elevii care au rezultate la învățătură și la purtare, cu media peste 7, iar bursele de merit cu medii la învățătură peste 8,50. În municipiul Câmpina se acordă în acest an de învățământ 577 de burse școlare. Bursele vor fi acordate numai pentru elevii din gimnaziu și liceu, fiecare unitate de învățământ urmând să stabilească propriile criterii de acordare. Pentru bursele de ajutor social se acordă 50 de lei, pentru bursa de studiu 70 de lei lunar pe perioada școlarizării, pentru bursele de merit 100 de lei și burse de performanță 200 de lei. Acest aspect al legii este apreciat pentru că reprezintă o modalitate de a motiva tinerii să lupte pentru performanță. Elevii cu bursă socială, dacă au medii mari, pot să primească și bursă de studiu sau de merit.